Și cu cât mă poartă gândul peste vremuri înapoi. Bunica mea a fost foarte aproape de mine. Primele mele amintiri cu mine sunt din casa bunicilor. Casa aia avea un univers în sine, puteai să descoperi acolo podul cu leagăn din lemn. Bunica mea este imaginea principală din perioada respectivă. Dormeam cu bunica mea la prânz, ea fiind educatoare, avea program foarte strict. Avea un pat din ăsta cu recamier și acolo avea tot felul de bibelouri, jucării. Când auzeam că începe să sfore un pic, era semnalul pentru mine că e gata, e liber la joc. Și atunci auzeam pe bunica mea că făcea numai... În funcție de volumul țâțâitului, îmi dădeam seama cât de gravă e situația. Dacă se auzea mai încet, însemna că puteam să mai mă joc un pic. Dacă se auzea mai tare, nu mai, trebuie să dorm. Făcea tot felul de rochițe, băscuțe tricotate. Îmi făcuse un sarafan bleu marin, foarte elegant, așa croșetat, și îmi cumpărase ai mei niște pantofiori roșii de lac. Mi-amintesc că am făcut o fotografie cu mine stând picior peste picior, așa cum stau acum. Atunci erau și părinții mei și bunicii mei și m-au admirat foarte mult și m-am simțit foarte importantă și apreciată. Nu plâng pentru nimeni și nimeni să nu plângă pentru mine. Am povestea despre viața ei, dar nu era genul care să se plângă. Îți povestea cumva cu nostalgie, dar îți dădeai seama că n-a avut o viață ușoară. Mi s-a dus norocul. Întotdeauna, în spatele unei povești grele, avea o explicație din asta care era un pic supranaturală, din zona de magic ceva. Mergeam la ea la cafea și era un adevărat ritual, cu ghicit în cărți și, bineînțeles, avea tot felul de expresii specifice, cu la drum de seară, niște expresii pe care numai în contextul ăla le puteai auzi. Ea, pe de-o parte, afla cu mare curiozitate ce se mai întâmplă, pentru că, bineînțeles, că mă și punea să confirm. Ok, ai aici, uite, juvetele de inimă neagră, cu ochii verzi, părul nu știu cum, ia zi, dacă nu-mi zici, atunci nu-ți mai ghicesc. Ori îmi zici, ori nu-mi zici. Dar în felul ăsta își confirma că există sau nu există ceva în viața mea. Plecarea asta la facultate, la 600 de kilometri distanță, cum am ales eu să plec, pentru ea a însemnat a doua ruptură și atunci, la început, tot îmi scria scrisori. 4 pagini, cam așa, ar conținea o scrisoare, dar efectiv scria același lucru într-o mie de feluri în alea 4 pagini și mesajul era mereu, ai grijă de tine și te iubesc. Și eu și tu și alții am iubit așa cândva, așa pe undeva, pe câte cineva. Foarte frumoase amintiri cu două voci care îmi rămân în minte, așa, vocea mamei mele și vocea bunicii mele împreună cântau la mesele astea de familie. Aveau voci diferite, dar foarte frumoase amândouă și se completau. Bunica mea cu romanțe, în special Ioana Radu era cântăreața ei favorită. Draga mea bunică, amintirile tale cresc acum prin vocea mea. Poveștile tale renasc, iată, prin povestirile mele, iar cântecele tale au ecou în sufletul meu și asta pentru că, într-un fel, încă mai trăiești. Ai devenit o parte din mine, la fel cum și eu am fost probabil o parte din tine. Nu ne vom lua așadar, adio, nici de data aceasta, sau poate niciodată. Și poate că este mai bine așa.